Bine v-am găsit la horoscopul zilei de marți. Ca de obicei, înainte de a intra în povestea zilei pentru fiecare zodie în parte, vă invit pe filmele cele mai noi de pe canalul de YouTube. Veți găsi în playlist sau, dacă vă e mai ușor, în site-ul aquaria.com, chiar pe prima pagină, veți găsi Astrodrama lunii august, o analiză a configurației astrale a lunii care urmează, se apropie, în care sunt luate la bani mărunți toate planetele, toate zodiile, toate interaspectele planetare ale lunii, unele chiar foarte interesante, unele foarte bune, altele ceva mai riscante, de aceea vă invit să vedeți acest film ca să fiți puși în gardă cu ceea ce ne pregătesc astrele în luna august. Dar nu uitați că fiind marți, e clar că ieri a apărut horoscopul săptămânii, care oferă informații în plus față de ceea ce vă zic eu aici. Un horoscop zilnic analizează lucrurile mai în detaliu, pe când cel săptămânal vă oferă o atmosferă generală. Și pentru unele zodii chiar se întâmplă lucruri cu totul și cu totul deosebite. Dar acum să ne întoarcem la oile noastre, la berbecii noștri, la leii noștri și așa mai departe, pentru că ziua de marți ne aduce un pic în cotidian, altfel decât horoscopul săptămânii și, bineînțeles, cu totul diferit de un horoscop lunar, pe care, apropo, îl pregătesc pentru fiecare zodie în parte. Foarte curând, poate chiar astăzi, va apărea cel puțin un horoscop, nu știu pentru care zodie, tocmai de aia stați pe aproape, că voi lua așa pe sărite fiecare zodie pentru a publica horoscopul lunii august. Acum începem clar cu berbecul, pentru că întotdeauna zodiacul începe cu berbecul. Sigur, sunt unii astrologi care își încep horoscopul și cu zodia în curs, zodia actuală, adică Leu, dar eu m-am obișnuit așa să dau prioritate întotdeauna primei zodii din zodiac, adică berbecilor, care astăzi sunt foarte trași în două direcții. Se știe că voi sunteți o zodie foarte agitată, foarte activă, dinamică, nu stă locului. Astăzi, la cât de nerăbdător sunteți voi să vă apucați de o treabă sau să ajungeți la niște rezultate, pe atât de lent evoluează proiectul la care vă aduceți contribuția. Sigur că e frustrant, voi ați vrea să se termine azi, ieri, dacă s-ar putea. E, totuși, ceea ce faceți necesită un ritm mult mai lent de înaintare, mult mai anevoios, probabil. Vă este pusă din greu răbdarea la încercare și voi nu prea stați bine la capitolul răbdare. De aceea, azi, căutați-vă de prin buzunare, de prin sertare, de pe unde aveți doze imense de răbdare, că totul evoluează mult mai lent decât ați vrea, decât v-ați aștepta, decât altă dată. Probabil ceea ce faceți azi, altă dată se termina în cât ai clipi, cât ai bate din palme. E, de data asta se pare că oricât v-ați strădui, oricât v-ați chinui acolo să înainteze mai repede bicicleta asta la care pedalați, e un ritm firesc, foarte încet de mers înainte, dar important e că înaintează, asta este important. Dacă ați putea, nu știu cum, prin forțe proprii, să grăbiți un pic ritmul, voi ați fi foarte încântați, dar probabil vor apărea suficient de multe hopuri, piedici, amânări, întârzieri, ocolișuri, care nu o să vă lase să vă atingeți atât de repede scopul propus. O să-l atingeți fără doar și poate, dar mai mult timp vă trebuie la dispoziție. Fiți pregătiți să munciți o zi întreagă, poate, la ceea ce altă dată ieșea dintr-o mișcare, așa, din poanie. E răbdarea greu încercată și, cum spuneam, voi stați mai slab la capitolul a avea răbdare. De aceea, probabil, este o lecție a răbdării pentru voi, este o lecție a controlării nervilor, furiei, agitației, stresului, agitației voastre fizice, că nu stați locului. Oricât v-ați strădui să ajungeți repede la scopul visat, există acel ritm mai încet de evoluție pe care vă place sau nu vă place, va trebui să-l respectați. Pentru Tauri, e vorba de o discuție pe care o aveți cu o persoană
și nu prea reușiți să ajungeți la un consens. Altădată era o relație foarte bună. Un bun prieten, persoana iubită, un colaborator. Ce spuneați voi era acceptat de celălalt, ce spunea celălalt, la fel voi primeați cu dragă inimă. De data asta, oricât v-ați strădui să comunicați eficient, nu prea ajungeți la o înțelegere. Unul din cei doi, și pe semne că voi, va trebui să renunțe la punctul său de vedere. Dacă orgoliul e cât casa, va fi cam greu să renunțați și o să o țineți pe voastră și o să cereți socoteală și o să vă enervați și o să vă simțiți frustrat că n-ați putut să vă impuneți părerea. Dar înainte de a o face pe supăratul și de a spune că tot eu trebuie să renunț, tot eu trebuie să calc pe mândrie, tot eu să fac compromisuri, gândiți-vă dacă nu cumva ceea ce propune persoana din fața voastră e mai bun decât ideea voastră. Da, fiecare o ține pe-a lui, fără doar și poate. Sunteți pe principiu eu am dreptate. Dar poate de data asta voi trebuie să fiți cei care reduc tonul, coboară capul. Nu e o înfrângere, să nu o considerați înfrângere, că e lașitate, că nu luptați pentru părerea voastră, dar se pare că de data asta și celălalt probabil are niște argumente în plus față de voi, de data asta cel din fața voastră ar putea să aibă puțin mai multă dreptate decât voi și probabil vă va convinge în cele din urmă. Nu cu agresivitate, nu cu duritate, nu cu superioritate, ci stați de vorbă, față în față, ochi în ochi, fiecare să-și pună argumentele în balanță și să vă dați singur seama la un moment dat că, da, cel din fața voastră s-ar putea să fie mai bine informat, mai bine pregătit și merită să acceptați și punctul său de vedere, renunțând, evident, la părerea personală. Poate doar pentru o perioadă, poate nu e o renunțare totală, nu înseamnă, nu considerați eșec, nu considerați cădere la, în gol, așa, o nereușită, ci doar pentru o vreme ceea ce vreți voi să propuneți ca opinie universal valabilă, deci să o accepte și celălalt, nu este valabilă acum pentru situația de față. Probabil o să fie data viitoare. Gemenii sunt cam puși pe condiționare. Stați de vorbă cu cineva, dar cam impuneți propriile voastre condiții. S-ar putea să apară de foarte multe ori în frazele acestei zile dacă. Dacă faci cu tare, îți dau. Dacă vii cu mine, obții nu știu ce. Deci toate aceste dacă pe care le puneți în enunț arată că vă impuneți de fapt propriul punct de vedere. Vreți musai ca cei din fața voastră să joace cum le cântați voi, să facă ce le spuneți voi, să vă asculte doar pe voi. Poate aveți tot dreptul să puneți aceste condiții, da, poate aveți și ceva bun de propus, dar cineva poate obține acel lucru doar dacă face ceva în direcția asta, dacă respectă niște reguli, dacă face ceea ce spuneți voi. Deci poate fi condiționarea ori în sensul ăsta ușor egoist să trageți pe turta voastră, ori chiar cine vi se alătură într-o anumită acțiune poate avea de câștigat alături de voi dacă respectă regulile jocului. Și regulile se pare că sunt la voi. Voi sunteți cel care le prezintă, voi sunteți un pic de lider, așa, de conducător, de îndrumător al acestei situații și nu puteți accepta pe cineva alături de voi dacă, vedeți, dacă nu acceptă regulile pe care voi le propuneți. Le propuneți, le impuneți, le comandați, le ordonați, rămâne de văzut cu ce ton vă impuneți voi aceste condiții, dar pe semne că o țineți pe-a voastră și dacă nu se respectă aceste condiții, nimeni nu se poate apropia în vreun fel de voi. Racul este într-un moment de motivare foarte intensă. Se naște o pasiune nouă,
o dorință nouă în inima voastră, un vis nou și lucrul ăsta vă animă foarte tare. Semn că așteptați de undeva această schimbare de atmosferă. O simțiți ca pe o renaștere, parcă prindeți din nou viață, parcă înviați, ieșiți din nou la liman, respirați altfel, vă mișcați altfel, vă agățați cumva de această nouă luminiță, scânteie care se vede la orizont și vă puneți toate speranțele în ea, că va fi bine, bineînțeles. Aveați nevoie de această porție de energie pozitivă care vă dă din nou chef de viață. Se vede pe voi că sunteți mai energici, mai tonici, mai veseli, mai optimiști, mai mobili, mai altfel decât erați până mai înainte, până mai ieri. Semn că în momentul când ceva nou a apărut la orizont pentru voi, v-ați alimentat de această nouă, de entuziasm, de această bucurie de a face ceva nou, de a porni într-o direcție diferită decât înainte și din nou prindeți viață, din nou sunteți pe val și abia așteptați să ajungeți acolo unde visați să ajungeți. Și nu e departe, tocmai de aia trebuie să vâsliți intens, acum cât e energia la maximum, acum cât entuziasmul este la maximum. Poate pe parcurs o să mai scadă tonusul ăsta, dar acum că sunteți atât de animați, trageți tare că s-ar putea să evolueze foarte repede acel plan foarte promițător, acum cât e bateria încărcată la maximum. Nu așteptați pe altă dată, nu amânați pe altă dată, ci acum e momentul să dați frâu acestei noi dorințe la care vreți să ajungeți. Voi ați ajuns astăzi într-un punct mort al unui proiect. Orice ați face, nu merge, nu înaintează, nu găsiți o cale de ieșire din toată povestea asta. Și e semn că nu de fiecare dată dețineți controlul pentru ceea ce vreți să obțineți. Uneori sunt alte instrumente pe lângă cele pe care le dețineți voi care trebuie să intre în joc. E, și de data asta, ceea ce trebuie, ce poate să intervină pentru a rezolva această situație este pur și simplu hazardul. Sunt situații care e bine să le lăsați așa la voia întâmplării, să vedeți încotro duc unele lucruri. Se știe că voi sunteți niște lideri născuți și vă place ca un proiect odată început, voi să-l construiți, voi să-l ghidați, voi să-l duceți ca un conducător, ca un șofer pe autostrada voastră, așa cum vă place, fără doar și poate sunteți minunați în direcția asta. Dar sunt unele situații care oricât ar depinde de voi, nu înaintează. E, într-un astfel de moment ca cel de astăzi, luați mâinile de pe volan și vedeți unde duce mașina aia. Nu o să ducă într-o râpă, fiți siguri de asta, că probabil există așa o putere mai presus de voi care pe nevăzute așa, cu forțe invizibile, o să preia controlul acelei mașinării și o să vă ducă în direcția cea bună. Că voi, da, o duceți într-o direcție, dar tot simțiți că nu ajungeți acolo unde v-ați propus, că tot piedici apar, că parcă bateți pasul pe loc, că oricât ați investi în povestea asta, nu ajungeți la roadele visate. Tocmai de-aia spuneți ce-o fi o fi, cum o fi, mă las în voia Domnului, mă las în voia sorții, a hazardului, a întâmplării. Sunt tot felul de alte puteri dincolo de voi, mai presus de voi, care pot conduce această afacere, ce-o fi ea, într-o direcție. Măcar într-o direcție cum o fi ea și o să vedeți voi după aia dacă e bună sau e rea. Dar e alta decât cea la care v-ați gândit voi. Dar uneori destinul lucrează pe căi ciudate și e bine să vă mai lăsați condus și de el. Să vedeți unde vă duce. Și dacă o să fiți mulțumit de rezultate, o să le acceptați ca atare, dacă nu o să fiți mulțumit, o să încercați să reluați, să preluați din nou frâiele și să readuceți mașina înapoi pe circuitul vostru, dar mai bine, mai lăsați un pic, măcar o vreme, măcar câteva zile poate, lăsați această acțiune, ce-o fie, o relație, o afacere, un job, un proiect, un vis, nu contează ce este, lăsați-l să curgă de la sine, cum o vrea el, că s-ar putea să se mai așeze lucrurile altfel,
Da, par să fie la voia hazardului, dar s-ar putea să nu fie chiar întâmplător. Știți cum este, nimic nu e întâmplător. S-ar putea să fie exact acolo unde trebuie să se așeze toate lucrurile și voi să vă treziți peste câteva zile că, wow, ce bine s-au aranjat lucrurile, mai bine decât dacă le-aș fi ghidat eu în direcția asta. Lăsați-le la voia întâmplării. Fecioarele discută cu familia foarte mult despre viitor. Dar viitorul, de fapt, se referă foarte mult la acțiuni pe care voi deja le-ați făcut. Viitorul depinde foarte mult de trecut. Depinde de ceea ce ați făcut cândva, dictează calea pe care veți merge de acum înainte. Probabil discutați despre reluarea unei acțiuni pe care ați mai făcut-o și altă dată. A mers sau n-a mers? Poate fi repetarea pentru că a mers sau reluarea întregii afaceri că n-a mers și acum lucrurile ar putea să se așeze altfel. Țineți foarte mult cont de ce vine din urmă, de bagajul de experiențe. Fiecare și-a adus contribuția cumva la acest proiect din trecut, iar acum, pe baza celor deja învățate în ultima perioadă, veți putea croi o direcție foarte bună de acum înainte. Trecutul a fost și cu bune, și cu rele, și cu lecții utile, și cu lecții dureroase, cu de toate. Iar pe baza lor, stând un pic așa și analizând de unde veniți, veți putea trasa împreună cu cei dragi, că nu pare să fie un proiect de sine stătător doar pentru voi individual, nu e doar al vostru, toți veți contribui într-un fel sau altul la ceea ce urmează să se întâmple, dar privind foarte mult spre trecut, ținând cont de lecțiile deja învățate. Pentru că ați învățat foarte multe lecții și dacă tot le-ați învățat, de ce să nu le puneți în aplicare toate aceste povețe, sfaturi primite? Nu porniți într-o direcție pe care n-ați mai încercat-o, de aceea cred că este o activitate pe care ați mai făcut-o, poate data trecută n-a ieșit așa de bine, dar acum ați mai acumulat informații, experiență, ați mai discutat, ați mai învățat, ați mai acumulat cine știe ce aspecte importante, ingrediente importante în această poveste și acum pe toate le veți canaliza înspre acel scop care sună foarte bine. Tocmai pentru că acum știți mai bine ce să faceți, iar condițiile necesare succesului sunt acum mai bine întrunite decât data trecută. Balanța ar trebui să țină secret un pic anumite aspecte pe care le are de discutat astăzi. Fiți mai discret, fiți mai misterios, mai pe principiu mai bine tac sau dacă tăceai filozof rămâneai. E nevoie uneori să nu spuneți unele lucruri. Din mai multe puncte de vedere e bine. Oriceea ce spuneți poate fi interpretat greșit de cine vă ascultă și poate ieși de aici o întreagă tensiune, ceartă, un conflict și nu vi se va da ocazia, dreptul la replică, să explicați ce ați vrut să spuneți, că nu asta era intenția voastră, ce a fost greșit înțeleasă. Nu despre asta este vorba. Deci ori mai bine stați tăceți, păstrați secretul a ceea ce vreți să spuneți sau secretul este foarte important pentru că ați putea scoate pe gură o informație care ar putea fi folosită de cineva cândva împotriva voastră sau să vă fure o idee. Parcă există în preajma voastră un inamic care stă așa cu ochii pe voi, ce aveți voi de spus, ce aveți voi de transmis. Că dacă începeți să vă exprimați o părere, o idee, un proiect, o soluție și pe care spuneți că e a voastră și sunteți mândri de ceea ce spuneți, acest om stă la pândă, vă ia cuvintele din gură și se duce și se folosește de ele, spunând, bineînțeles, că sunt ale sale. De aia e bine să tăceți. Mai ales dacă intuiția și voi, se știe, aveți o intuiție foarte puternică, mai ales dacă intuiția vă spune că cel cu care discutați nu prea e demn de încredere, mai bine tăceți și vă vedeți de ale voastre că nu se știe cum sau la urechea cui ajung aceste declarații, afirmații, informații pe care le emiteți. Cineva se poate folosi de ele, poate chiar împotriva voastră și pentru că nu atrageți alături de voi oameni
cu caractere frumoase, să zicem așa. Unii sunt mai dubioși, unii sunt mai mincinoși, unii sunt mai fățarnici. S-ar putea să vi se bage pe sub piele anume să obțină de la voi acele informații, cine știe ce secrete țineți în voi, și s-ar putea folosi de aceste secrete dacă cumva le lăsați să iasă. De aia cel mai bine e să tăceți, e să refuzați dialogul, închideți porțile oricărei discuții între patru ochi cu o persoană, mai ales cu persoanele care ceva acolo, un clopoțel sună că nu are intenții tocmai pozitive. Scorpionul s-ar putea să fie un pic cam agitat, cam nervos, să-mi cam spună tot felul de lucruri, dar norocul vostru este că aveți un simț al umorului foarte dezvoltat și chiar dacă aveți de făcut o critică, un reproș, de să vă certați cu cineva, s-ar putea să folosiți foarte mult ironia, sarcasmul, glumele, jocurile de cuvinte. Vă puneți foarte bine în valoare inteligența prin aceste jocuri verbale la care apelați. Nu se știe celălalt cât de receptiv este la umorul vostru. De aici trebuie să alegeți cu grijă persoana cu care faceți glume, pentru că ar putea interpreta aiurea ceea ce le spuneți. Voi faceți o ironie, o mică bătaie de joc, fără răutatea de rigoare, dar persoana respectivă s-ar putea să o trateze foarte dur, cum că ați avea ceva cu ea și cine știe ce iese de aici. De-aia spun, da, certați-vă, spuneți ce aveți de spus, dar să se înțeleagă clar că e o glumă, să se înțeleagă clar că vă jucați, că vă distrați și nu aruncați vorbe răutăcioase, malițioase, să, nu știu, poate din start să spuneți, vezi că ceea ce zic eu e o glumă, nu o lua ca atare, nu te cert, nu am ceva cu tine. Faceți-l pe cel din fața voastră să prindă poanta și să nu facă din gluma voastră un motiv de ceartă și mai mare. Săgetătorii sunt foarte implicați în tot felul de acțiuni, de activități, dar trebuie să fiți foarte atenți în ce vă băgați. Pentru că, spuneam și în horoscopul săptămânii, puteți să-l vedeți, există, planează așa un oarecare risc peste voi să faceți niște greșeli, niște gafe, să nu țineți sub control niște energii și să cam dați cu bățul în baltă. Și să faceți pe cineva să sufere, să răniți pe cineva, să jigniți pe cineva. Există riscul unui eveniment cu impact major, negativ, din cauza că nu vă opriți la timp. Probabil ceva vă spune, nu merge mai departe, ai grijă în ce te bagi, nu e calea cea mai potrivită. Ține mai degrabă cont de toate aceste avertismente care se ivesc de peste tot, că dacă duceți mai departe acțiunea aceasta și nu o gestionați așa cum se cuvine, cineva va avea de suferit, poate chiar voi, da, ori cel de lângă voi, fără să vrea să bagă într-o afacere cu voi și îl trage și pe el într-un eșec, într-o problemă, ori chiar voi, atât de entuziasmat, mergeți așa de repede către final, dar nu vă dați seama că finalul ăla poate fi o capcană, poate fi o greșeală, poate fi un eșec din care după aceea să aveți ceva de suferit. Există ideea asta de suferință așa care planează în jurul vostru sau poate da, chiar voi sunteți într-un moment în care chiar suferiți de ceva, ori de o problemă fizică, de sănătate, ori suferiți din dragoste, ori suferiți pentru un gest făcut, poate chiar de voi, regretați că l-ați făcut și e acolo un zbucium interior foarte mare și se vede pe chipul vostru că ceva nu e în regulă și nu sunteți în apele voastre. Pe de altă parte, e foarte posibil, tocmai pentru că vă dați seama că cineva suferă, să vă treziți și să faceți ceva, să treceți la fapte, să reparați situația aceea, să dați explicații, să cereți iertare, să dregeți busuioc într-un fel sau altul printr-o acțiune de compensare a erorii inițiale.
Dar deocamdată este o zi a suferinței, este o zi a luptei de emoții foarte puternice. Poate unii săgetători plâng, poate alți săgetători își smulg părul din cap. Există o astfel de atmosferă cam neplăcută în viața voastră, dându-vă seama, poate chiar recunoscând că ați greșit față de cineva. Capricornii sunt cam singuri astăzi, nu prea au pe cine se baza și ca atare, dacă nu e nimeni în jur, trebuie să vă bazați doar pe forțele proprii, dar sunt momente în care singur nu puteți. Oricât v-ați strădui, oricât v-ați pune în joc toate calitățile, toate forțele, tot nu evoluează lucrurile așa de bine, că mai depindeți și de alții, ați mai avea nevoie și de un ajutor, și de un sfat, și de intervenția cuiva, și de serviciile cuiva. Și astăzi, cel puțin, nu prea aveți acces la aceste alte persoane care ar putea contribui cu ceva la ceea ce faceți. De aia s-ar putea să vă simțiți, pe de o parte, foarte singur, pe de altă parte, neputincios, blocat într-un cerc așa de interdicții, de limitări, de proprie neputință, s-ar putea să spuneți nu pot, și atunci cumva să vă retrageți în carapacea voastră pentru o zi, ori pentru a vă gândi ce aveți de făcut, ori pentru a suferi în sinea voastră că n-aveți pe cine vă baza și sunteți singur împotriva unui mare hop, așteptând să se clarifice un pic lucrurile. Clar că în curând o să vă reveniți și o să ieșiți din zona asta de vagă izolare, dar de fapt se ridică piedicele, se ridică obstacolele alea care vă țin pe loc. Sunteți prins așa într-o zonă de care nu puteți trece și normal că ori de câte ori încercați să treceți peste hopurile astea, ajungeți la concluzia, nu pot. Astea sunt puterile și pentru o zi, astăzi, să acceptați că mai bine stați în banca voastră și așteptați să se rezolve problema sau să o rezolvați, dar peste câteva zile. Vărsătorul e plin de creativitate astăzi, da? Vă vin idei peste idei, nici voi nu știți de unde vin atâtea idei și bine ar fi să le puneți și la treabă, să le puneți în slujba muncii pe care o depuneți, să vă jucați cu copiii, să îi arătați partenerului cât de creativ sunteți, cât de inventiv sunteți. Toate aceste creații ale propriei voastre minți sau imaginații pot fi puse în valoare în relația cu cei pe care iubiți. Nu știu, timpul pe care îl petreceți alături de cel drag poate fi mai fisticiu, poate fi mai interesant, faceți niște lucruri mai noi pe care nu le-ați făcut înainte. Știți să vă exprimați mai frumos, mai literar. Deci găsiți niște instrumente noi cu care să faceți relația cu ceilalți mai plăcută, mai artistică, mai agreabilă lor sau vouă. Deci e talent acolo. Aveți un oarecare talent pe care îl puneți foarte bine în joc în relația cu cei la care țineți, cu prietenii, cu familia. Aveți foarte multe să le dăruiți. Poate nu așteptați nimic în schimb, dar găsiți în voi o forță de a pune vorbe frumoase, de a face complimente, de a trimite felicitări, de a-l face pe celălalt să se simtă bine atunci când vorbiți cu el. Fiți generos astfel astăzi în vorbe dulci, vorbe frumoase, în declarații de prietenie, de simpatie, de iubire. Nu le țineți pentru voi, dar le veți ambala pe toate așa într-o formă mult mai plăcută, mai cu iz artistic, cum spuneam, care și mai tare îl uimește pe celălalt. Că să nu vă mire, deși se știe că sunteți un original, să nu vă mire că celălalt este uimit că îi spuneți astfel de cuvinte. Dacă faceți astăzi o declarație de dragoste, o faceți, Eminescu nu-i nimic față de voi. Așa că puneți-vă în joc talentele pentru a-i cuceri pe cei alături de care vă aflați. Și am ajuns la pești care au ajuns la un rezultat al unei activități la care ați muncit ceva vreme și ori se numără în bani, ori se numără în niște roade, în niște aspecte foarte concrete, un obiect la care ați muncit și iată, e gata. Dar
S-ar putea să roadele, rezultatele, ceea ce primiți pentru munca prestată, să nu fie nici la nivelul eforturilor voastre, nici măcar ce v-ați așteptat. Probabil meritați mai mult, ați dorit mai mult, ați cerut mai mult, deci ați cerut 100 de lei, dar vi se dau 80. Și normal că diferența aia de preț vă deranjează, vă supără. Dacă puteți să vă susțineți punctul de vedere ca să obțineți cu adevărat ce meritați, 100 de lei, atât cât ați cerut, bravo vouă, există pentru unii pești, există și această posibilitate de a se lupta pentru drepturile lor. Dar voi sunteți una din zodiile care face cel mai ușor compromisuri, încât și astăzi s-ar putea să treceți cu vederea. E, bun, și 80 de lei, accept 80 de lei, chiar dacă știu că ce am făcut e de 100. Nu înseamnă că vă subestimați, dar suflet larg cum sunteți, treceți de la voi, vă călcați pe inimă, faceți o pomană, considerați că e un ajutor dedicat celuilalt, chiar dacă n-ați obținut atât cât ați cerut, atât cât vi se cuvine. Fiți pregătit pentru astfel de compromisuri, dar care demonstrează cât de minunat sunteți ca suflet. Alții s-ar lupta până în pânzele albe pentru cei 100 de lei. Voi, hai, merge și așa, lasă așa, dăm și pe ăștia 80 că mă mulțumesc și cu ei. Poate n-ar trebui să vă mulțumiți, dar dacă nu aveți puterea de a vă lupta să obțineți 100% ceea ce ați cerut, nu veți comenta prea mult pe marginea, să zicem, unei pierderi, nu e un eșec, e voi o să fiți mulțumiți că ați făcut lucrul ăsta. Vă satisface că ați putut accepta ceva clar inferior așteptărilor voastre, dar nu o considerați că ați fost voi înfrânt sau n-ați fost tratat cum se cuvine, ci o considerați din partea voastră un compromis, un sacrificiu de dragul celuilalt, pentru binele celuilalt, pentru el o faceți, ca să-i arătați cât de mult îl înțelegeți că nu are toți banii aceia până la 100 de lei. Asta este ziua de marți, nu uitați de horoscoapele care au apărut deja sau care urmează să apară și să ne vedem cu bine și mâine.